Salut, eu sunt Gami și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, momentan sunt la Global și fraților, astăzi o să facem un vlog destul de interesant. Ceilalți sunt sus pe terasă, filmează și nu vreau să mă audă în momentul de față pentru că o să facem un vlog foarte, foarte tare. E bine, acum câteva zile am vorbit cu Dorian Popa și mi-a zis că vrea să-i facem un prank lui Shelly, să mergem la Craiova și să facem un prank. Nu știu exact despre ce este vorba. Shelly neapărat nu trebuie să știe. Acum sunt la Global, terminăm cam vreo 2 ore filmările de acum cu Five Gang. După o să mă văd cu el și o să mergem la Craiova, boșilor, și Shelly pleacă și la Craiova cu trenul. Noi mergem cu mașina și vom face o surpriză. Și mai multe nu pot să vă zic momentan, o să vorbim multe cu Dorian când ne vedem cu el. Un lucru foarte important este să-mi iau încărcătorul de la cameră pentru că nu mai am baterie. Mamă, boșilor, ce cald de afară, nu mai pot. Bine, 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 să faci de ei acum? Da. Să mă uit. Acum o să filmez cum citim comentarii de hate și o să reacționăm la ele. Vrem să vedem ce părere are lumea despre noi. Dar nu e adevărat, adică părerile proaste sunt mai puține decât părerile bune, adică... De ce strigi gluma? Bun, deci după multe ore am terminat filmările, am filmat 5 clipuri astăzi. Expedit și cu Dea s-au grăbit la gara pentru că am terminat la fix, ei au trenat imediat la 6 și eu este ora 5 și 20 de minute. Și eu uste ora. Iar acum cu Micu Mare am terminat filmările și... Păi credeți că mușchii ăștia se întrețin așa ușor, adică trebuie să mânci. Și ne-a ajuns și mâncarea. Ce e asta pentru tine, l-ai recomandat? Bă, e foarte, foarte bun. Adică, după cum mine putem observa, aici avem frigărui, avem niște salată verde, ouă și aici sunt ca un fel de mini pizza și e multă brânză pe ele. Deci e genial. Ce-ți poți dori mai mult de la viață? Bineînțeles, pentru, știi, să fie tot timpul aici, să fie forță, power. Cel mai genial cadru din univers, zi ceva. Deci, eu o să plec, băieți, trebuie să vă părăsesc, am tren. Și am cam răgușit astăzi pentru că am vorbit foarte mult în vloguri și nu am energie. Dar da, 3 ore pe tren până la Craiova, mă duc acasă și dorm. Mâine dimineață mă trezesc și editez pentru că asta e, frate, 24/7, băiatul nu are frână. Adios. Ne papa. Vedem. Fiule, ne auzim. Ciao. Ce zici? Ești pregătit să-l trezim pe nebun? Îl trezim, unde ne vedem? Bă, hai la AFI, te aștept la AFI, plecăm de acolo. Și ce să zic, vino cu voie bună și cu de toate că suntem pregătiți. Bun, John, hai că vin acum, mă pornesc imediat. Te pup, bă, fratele, hai, te pup, pa, pa. Am ajuns și acum trebuie să-l găsesc pe Dorian, n-ar fi greu să văd un BMW mare negru. Bă, nu știu că-s pe plac. Așa repede, mă, John! Ce zici? Îți ieși în rec? Da, bă, evident. Trebuie să mergem la Shelly la Craiova, chiar ne gândeam acum cât de aiurea sună pentru că ei au filmat astăzi toată ziua cu gang-ul. Și puteam să-i spunem, bă, Shelly, o să-ți facem o farsă să te trezim, poți să te trezești și tu regizat ca să vină și el cu noi cu mașinile. Dar asta este, mergem spre Craiova, Johnilor, ne vedem acolo. Ce luăm de la cap și pentru vlogul lui Gami, avem tun cu confeti euro, Johnule, că n-ai cum să duci la Shelly cu dolari sau cu lei, că râde. Boxă, hâți. Avem două portavoci. Dar n-avem baterii încă. Avem de-asta de lumină. Pau, pau, pau. Avem un de-asta gonflabil pe care trebuie să-l umflăm, să-l aruncăm peste el acolo. Și avem din ăsta, fii atent, ești pregătit? Ia. A venit iarna. Fii asta, Johnule. Tare. Hâți. Avem lumini de cap care fac și strobo. Dar tu te-ai pregătit serios pentru vlogul ăsta. Păi bă, frate, fii atent. Deci cine a mai făcut trezirea asta în mijlocul nopții? I s-a făcut numai lui Jimmy Kimmel, bine, vorbim la nivel înalt, da? Și s-a făcut de către Rihanna și Miley Cyrus. Cum ar fi să mergem noi cu un băz de lumină aici, nebun? Caută lumea, râde de noi după aia, tu știi ce avea oia acolo? Chiar am zis când am ajuns acolo, ziceam, bă, cât de greu ar fi să-l găsesc pe Dorian, un BMW mare și negru. Și mă uit, bă, niciun BMW mare și negru. Nu și mă uit, sunam și eram, ce s-a întâmplat, Johnule, chiar? Johnule, spune fratele tot ce s-a întâmplat. Nu știi trapul ăla cu came in a white Benz, left in a black Benz? Am zis și noi să schimbăm șusta, venim cu negru, plecăm cu albe, și nebun? Aia e la colantat, mă, mașina mea. Să vezi ce culoare fac de cel mai mare cocalar din lume, eu voi fi. Hai la Craiova! Trebuie să o sunăm pe mama lui Shelly, Johnule, suntem ca doi copii în bancă. Nu știu care o să înceapă discuția, cred că Gami, că ar fi culmea să... O să luăm cu frumos, o să rămână, nu știu ce, facem o chestie, da. Dacă nu vă supărați, să nu vă deranjez. Hai, eu zic să-ți faci curaj și să dai apelare, că... Nu e vorba de curaj, nu. Să rămână, sunt Gami, încerc scuze dacă vă deranjez. Puteți vorbi? Da, sigur că da. Sunteți acasă? Da. Ok, deci eu sunt cu Dorian Popa acum. Și... Salut, mâna doamnă! Bună seara!
Așa, și voiam să facem un vlog, un fel de prank, să-i facem o farsă lui Shelly. Când se culcă, cumva să-l trezim. Noi acum ne... Și avem nevoie de ajutor. Noi imediat ne pornim spre Craiova, dacă ne puteți ajuta și dacă sunteți în regulă cu chestia asta. Stai puțin, porniți pe bune spre Craiova? Da. Deci, doamnă, să rămână, ce trebuie să facem noi? Noi plecăm acum spre Craiova către dumneavoastră. L-am anunțat oarecum pe Shelly că urmează să-i facem o glumă, deci el e oarecum pregătit, dar nu știe ce. Și rugămintea noastră pentru dumneavoastră este să sperăm că ajunge obosit și că se bagă repede la somn. Dumneavoastră să ne sunați și să ne spuneți a adormit și noi să venim să-l trezim cu niște, avem niște confeti, niște frișcă, niște de astea. Doamna Aura, nu e nicio problemă, noi stăm treșca cu curezii până când ne dați dumneavoastră verde și ne spuneți, bă, doarme! Și să nu-i spuneți, neapărat să nu-i spuneți, da? Ca să ne iasă frumos, da? Să rămâșesc, da! Bine! Să rămâna, doamna Aura, vă mulțumim! Vă pupăm, să rămâna! Ciona, și mai bine decât mă așteptam. Ne-am pornit la drum, suntem în mașină, avem câți kilometri? 175 de kilometri până la Craiova. Cred că sunt mai mulți, că știi că după ce dai go sunt mai mulți, ia. Cât sunt? 218. Ajungem la ora 12:55. Nu cred mă așa ceva ce. Plus că oricum Shelly trebuie să mănânce, n-ai auzit că l-așteaptă cu mâncare, da, cu tot, deci frumos. Felul 1, felul 2, ciorba făcută de Aura. Mergem, ne luăm hotelul și așteptăm, nu numai după ce îl trezim, mergem direct undeva să mâncăm. Da, să da, da. Hăs, Johnule, ciocănim spre Craiova să-l trezim pe Shelly! Hăs! 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alo, bună mea. 2, 2, 2. Mergeu. 2, 2, 2. Bă, din două portavoți să nu meargă niciuna. Am căutat disperat baterii să punem în portavoci și nu merge niciuna din două. Bine că am dat 60 de lei pe baterie, ești nebun. Hai să mergem. Panică, 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 stăteam în pace, dintr-o dată mă sună Aura și Laru, hai să răspundem. Alo? Alo, Gami? Da. Vreau să zic că Andrei nu doarme, Andrei își face la calculator, îmi promite că se culcă, îi zisei de câteva ori, dar nu are niciun gând. Da, ce face, editează? Exact, exact, nu știu, îți vă zic că își scoase și camera din rucsac, are calculatorul deschis, nu știu ce să zic că face. Că nu trebuie să te uiți, intru, el schimbă când intru. Am înțeles, da. Am înțeles. Mamă, ești nebun, nu pot să cred. Hăs, Johnule! Johnule, belea ce mare, fii atent. Ce se întâmplă? Hai să-ți povestesc, vino să-ți povestesc. Nu e mare, nu. Deci, fii atent. Zic. M-a sunat maică-sa. Așa. Și mi-a zis că s-a pus la calculator și editează și a scos camera și nu știu, nu știe ce face. A. Dar și mai editează? Da. Păi, e 1:30, ești nebun la cap. Nu știu, și el editează mult. Asta e problema. Are mult de editat. Nu știu la cât se culcă, nu știu ce facem. Mai mult de, mai puțin de 3 sigur nu se culcă. Ori, îi oprim curentul din casă, știi? Să se stingă tot și când se stinge tot, intrăm noi și îl speriem. Că nu știe ce se întâmplă, că s-a oprit curentul. Și dacă pierde, mă, materialul, Edi. Le reface, ești nebun! Aaaa, oh, cea mai grea farsă din lume, ne-am ales-o. Adică asta e lumina, doamnă? Da, și calculatorul și tot? Calculatorul. Mamă, e perfect. Și calculatorul, nu mai sunt și pe telefon în pat. Asta nu mai sunt, nu mai încurcă. Se enervează dacă tot e. Mulțumim, nu trebuie să le enervăm, doamne. Nu, nu luați punga aia, o să foșne. Nu, 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 nu pe strobo, nu pe strobo. Nu, pe normal. Pe strobo? Deși pe strobo era rău. Da, da, nu se vede bine. Trebuie să stai puțin. Bă, am avut bulanul la mare, a dormit, nu ne vine să crede. Bine, a dormit, stă-n pătuncă. Aici e ușa de lângă lift. Eu trebuie să țină. Păi nu, că vă lăsăm pe dumneavoastră. Nu mai că șușotez cu punga asta, intrați de voi din aici, trebuie să intru prima ca să-i luăm pe ăsta, nu? Da, bă, și țipați și cu gura. Camera la el. Da, hai, dă-mi până în camera, liniște maximă. Hai, de pe
Aia, frate! Te pupă! Aia, Giorule! Stai așa ca euro pe tine! Uite așa! Aia, băi, stai! Bagă strobo, strobo, strobo! Strobo, strobo! Strobo! Hai, Giorule! Dar dai bă și lui unul, ia bă! Arda! Mai dati, dai plin, dai plin, ia bă! Stai! Arde! Giorule! Gata bă! Goi! Îl faci goi! Hai, Giorule! Nu vine să cred că ai ieșit, bă, mulțumim, bă! Ia-i un live, stai așa. Adu șervețel ceva, să-i luăm un live feed acum, live feed. Păi de ce șervețel? Asta ia aprinde lumina, aprinde lumina. Voi m-ați speriat. Stai așa, ce facem acum? Foarte important, thumbnail. Thumbnail. Vino că du-te acolo, du-te acolo. Haideți, fetele. Thumbnail. Stai așa. Și cu ăsta. Doamne Dumnezeu. Au, Giorule, să mă arăge asta, da? Deci nu vrei să știi cât ne-am chinuit, câtă panică, editează, nu se mai culcă. Ce facem? Te ia să dorm? Telefoane cu maică ta. Doamne. Oricum a fost neașteptat de bine, da. Având în vedere că nu doarme. Fii atent, noi vreau să-ți oprim curentul când editezi. Când nu mai te oprai din editat. Și să-ți oprim curentul și trebuie să stăteam pe YouTube. Auzi? Și tai că tu zice, păi da, dacă pierde ce lucrează acolo și noi are autosave. Și uite pe cam și zice, în proporție de 90% nu pierde. Și nu te bani de ce era tai că mi-am la modul, nu te mai furici. Doamne, uite că m-au sărit euro ăia, uite cât de tari sunt. Încă mai are. Și ați venit cu mașina? Da, nu pe jos am venit. Dar cu băiatul meu. Toți. Mai multe mașini. Pentru tine ce trebuie. A sărit domnul. Pentru fratele Shelly, hât, dai cu euro, euro, așa. Bă, dar ce chestii, nu vrei să-mi zici. Păi da, de ce crezi că te gândești? Eu credeam, mi-a zis ăsta, prank, nu știu ce, mă gândeam că ceva, mă sunați, nu știu ce, mă gândeam bine, păi aia zic de dinainte. Deci e groasă, vezi că Cori a gândit-o, ca să știi. E de bine, ce e următoare? Este ce au făcut Rihanna și Miley Cyrus lui Jimmy Kimmel, înțelegi? Și acum eu zic, bă, John, nu e ok, măcar să-i dau omului un heads up. M-a mustrat conștiința aseară, de-aia te-am sunat, că a fost cu pregătire, John, porbagajul plin, jumbo, uite câte s-au cumpărat, ești nebun, uite-te pe mâinile alea. Vă omori. Da. Deci vă omori. Gata. O să-ți fac ceva de genul într-o zi, 2 ani. Bă, te aștept cu drag. Să știi că toți membrii familiei mele te vor ajuta cu siguranță. Nu, Doamne, nu există, noi am stricat, noi facem. Nu e nimic, nu, dar vrem să facem, că trebuie curățat. Doamne, nu se poate să faceți dumneavoastră așa ceva, că mă simt prost, vă rog din suflet. Dar vă rog din suflet, nu e elegant, noi am făcut. O cârpiță e spuma aia care iase usucă, dar să ne aduceți dumneavoastră să dăm frumos. Dă-te mă, Giunule, că fac curat. Da, hai să ieșim de acolo, de unde face curat, știi că suntem încă... Hai, nu, ieși, zi, că fac curat. Hai, am gătit. Bă, mi-a plăcut! Gata, Giun. Mission accomplished. Și ați avut cu riftul, că pe tot riftul meu e spumă. Bosul, e foarte simplu, ca să recompensăm situația, le-am luat pe fete și le-am făcut ciuciulete, ești nebun? În rift? Cu rimă, da. Hai, hăți! E bine. Bun, deci asta a fost cu vlogul Shelly acolo, spune-ne experiența ta. A fost o experiență de-a dreptul superbă, jumpscare-ul a fost de neegarat. Ce pot să spun? Sunteți foarte tari. Mă uitați așa la mine, ce vreți să vă zic? Mi-ați făcut o farsă atât de dimineață. Boss, vezi că e extra Olugami? Nu te juca cu extra Olugami. Extra Olugami trebuie să fie forță. Da. Vrei să-mi dau formula mea de outro tradițională, cum fără fiecare vlog de-al tău în ultimul timp? Așa că dați-mă aici acest vlog, este apoi format, vă zic, dați un pupă de noi direct, să dați un share pe Facebook, am așteptat foarte bun, dacă încă n-ați făcut să vă abonați, noi ne-am dus, pa! Ăsta e outro-ul meu, dar dau mai rușii Olugami. Ba nu, când mi l-a dat mie ultima dată? Bă, ăla cu Oreo, cred că ți-am dat nebunul. Ce prost, masiv, bossule. Eu n-am așa outro, mă, outro-ul meu e clasic, dați un subscribe, hăți. Zi-mă, tu ce outro ai? Ne zicem fiecare outro-ul?
Bă, eu am ceva simplu, gen, ăsta a fost vlogul, noi am fost Gami, Alături de Shelly și de Dorian Popa, noi am dus. Eu am formula pe stabilă, aia e de mic, că e tâmpită, dar am zic de mic și nu pot să renunț la aia, dar e haz că e rapidă zisă, gen. Bă, cel mai șmecher outro, vă zic eu care este. Mulțumim doamna Aura Șelaru pentru toată susținerea. Mulțumim. Că dacă nu erați dumneavoastră, nu ne ieșea nici neam vlogul ăsta.